Sonia a intrat cu forțe proaspete, cu ținute super îndrăznețe, din spusele juraților am spus asta. Un singur lucru mi-aș dori de la tine, Sonia, să fii mai vocală, mai implicată în emisiune, nu pentru mine, nu pentru ei. Păi nu întrebați nimic. Pentru telespectatori. Păi, să se bage ea singură așa. Să se bage singură așa. Exact, în seamă. Hai, Sonia. Până în seara, multe de recuperat aici, fetele au multe de vis. Sau, da, și trebuie să le las să vorbească, să se descarce și să încerc să înțeleg ce s-a întâmplat aici până să vin. Păi trebuie să iei pe cineva să-ți povestească asta odată, iar tu trebuie să știi că întotdeauna fetele se iubesc, urăsc între ghilimele, se ceartă, după care se iubesc la loc, după care iar se ceartă, iar se iubesc la loc. E un lasă-mă să te las, tu te-ai relații, exact. Lasă-mă. Unde mergi tu astăzi, Sonia? Eu sunt la o degustare în această seară și eu de? Sunt de fapt degustare. La o degustare. Degustare de persoana pe care anyone who wants a piece of me are cum să ia o bucată din mine. Adică, practic, mănâncă de pe tine ca la sushi. Da. Nu, e ca în Spania cu hălcile alea de... Dar nu prea are hălcuțe. Hamon. Păi alea sunt picioare de hamon, regină. Asta este un băgău subliminal ce face concurenta. Ce, un băgău? Cum s-ar spune nou intrata. Da. Sau recent intrata. Mesajul și povestea concurentei. Adică mesajul din spatele poveștii ascunde un ceva cu triple triplele. Lasă că se știu foarte bine care sunt triplele acelea, da. Poate ne explică chiar concurenta că masa mare pare că n-a înțeles tripleta din mesaj. Lasă că îi explici o pauză. Vreau să le agit pe fetele astea, pe colegie, pe concurent. Dacă a zis despre voi că dacă vreți o bucățică din ea e pregătită să vă facă... chifteluțe. Ha? Băgați-vă brulă. Eu aș vrea dacă aceea. Eu nu refuz. Ai vrea, Oana, nu? Da. Păi, tot tu ai fost și cea care a sesizat că Roxana seamănă cu Xonia? Da, eu am făcut un compliment Roxanei pentru că Xonia este foarte frumoasă și invers, bineînțeles. Și acum ca să bag așa puțin zizania între Sonia, ele... că a venit în emisiune, să-mi zică și mie că sunt frumoasă. Hai că ți-am zis mereu așa mă duceam, așa și plecam. Taci că ți-am spus mereu că ești o păpușă. Și bineînțeles, Roxana, în loc să spună mulțumesc, fată, pentru compliment, ea își făcea așa la față și spunea, eu am rămas naturală. E, hai că exagerezi. Mai cine a fost acolo? Aici așa am făcut. Așa am făcut. A zis, da, eu sunt... am rămas natural. Mă, dar ce atente sunteți la mine dintr-o dată așa. Păi, la toate naturist, reacțiile mele, la toate gesturile mele, la mimica feței, la... Mă, erai în fața noastră, sunteți foarte atente, Roxana. La tot. Erai în da, fața normal, noastră. Știți... Uite, de exemplu, Roxana de mea și a cunoaște de mult, sunt prietene bune. Păi să ne spună, Roxana. Eu v-am spus eu, că n-am înțeles că la mine eu am două prietene. Dar dacă eu sunt mi-am păstrat naturalețea. Adică ce să spui? Că nu mai sunt blondă! Mă rog aici, că am camera pe ea! Că am părul natural! Nu, Roxana, n-ați înțeles! Mă rog, vă spun ce spune. Doar că eu sunt naturală. Adică, să spună că ea nu este injectată, botoxată, făcută, dreasă. Ca am părul natural, mă, culoarea mea naturală. Și sâmbătă mă fac din nou blondă. Deci n-am, vei cu ce-o zic. Ce face competiția asta? Ai făcut unde am blondă și eu nu revin. Blondul meu consac. Cum am consacrat? Alte cuvinte, de ce consideri că Xonia nu este naturală? Stai, cum am să fac și o concluzie. Deci ideea era că Roxana intra naturală în competiția asta și tu mai blondă. De fapt, ce am vrut să spun acum, dacă mă lăsați, sigur, vă mulțumesc. Se lăsăm să minți. Surorile mele, mulțumesc frumos. Mă, nu știu să mint, unul la mână, doi la mână. Am spus că o știu pe Xonia de 8-10 ani, nu știu, de mult timp. Și eu eram blonduță și eram mai puțin mai plinuță. Corect. Și eram blondă, vopsită blond.
Sonia a rămas așa, n-am mai văzut-o de câțiva ani buni și am zis, ea a rămas la fel blondă, eu în schimb mi-am păstrat nuanța mea naturală. De dar ce am un doamn slăbit, Sonia chiar mai mult. De ce punem mâinile pe față? Că așa vorbesc eu, gesticulez, eu problemă. Păi nu, făceai așa. Eu mereu are gesticulez. Păr pe față. Are părul pe blond. Față. Ai păr pe față. Bine, mă, așa am vrut să spun ca voi. Dar Sonia, nu știu. Oana. Nu este întrebăm. Nicio problemă. Să-mi ceri iertare sau... Nu este nicio problemă. Ok. Mai mult cred că le-am deranjat pe ele decât pe tine, nu? Da, nu mă deranjează cu absolut. Bine, dar stați puțin să înțelegem. Deci ce, Roxana? Tu consider că Sonia s-a îmbunătățit? Sonia a făcut operații sau ce, la față? Eu sau am spus că eu am rămas natural, adică în sensul că nu m-am mai vopsit la păr. Am înțeles asta. Iar fetele e normal că abia așteaptă să găsească ceva de comentat. A fost o minciună. Și să fie hâră între noi. A zis, da, te referai de fapt la faptul că tu ai rămas naturală, că nu ți-ai făcut nimic la față și Xonia și-a făcut operație. Uite, a fost Oana care spunea. Da, stai, dacă e foarte ușor de intervin grosier, secundă, dar trebuie Maurice. Să intervin. Chiar, în general, dacă cineva nu se mai vopsește, de exemplu, eu mă întâlnesc cu tine, tu erai roșcată și mă întâlnesc cu tine peste 3 ani, 5 ani, 10 ani. Așa pun problema, zic, nu mai ești naturală sau ai rămas naturală? No. Nu, mă referam. Când te referi la păr, zici... Da. A, tu ești în continuare vopsită. Exact. Nu spune nimeni referindu-se doar la culoarea părului că e sau nu naturală. Vorbeam de mine și nu vorbeam de Xonia. Am spus, eu am rămas naturală, culoarea mea de păr naturală. Nu vorbeam de păr. Nu, era o Roxana este aici. Ok, eu, Roxana Manuela Nemes, sunt capul răutăților. Am vrut de fapt. Roxana, vorbești cu mine, te rog să ocupi. Vreau să-i mulțumesc și pe colegele mele. Pe urmă, spun iar că sunt mincinoasă. Roxana, astea sunt discuțiile voastre, puteți să le aveți. Acum vorbești cu mine. Uite. M-ați admirat? Aici e Teo, aici e Teia. Roxana, auzi, vorbesc de 5 minute singură. Sonia, ce părere ai despre situația asta? Puteți să mă întrebați orice doriți, în primul rând, dacă considerați că am făcut sau n-am făcut ceva. Eu mereu am fost foarte sinceră de când sunt în industria muzicală. Vorbește cu Sonia acum. Referator la natural, din punctul meu de vedere, sunt în continuare naturală, pentru că doar mi-am modificat mărimea buzelor, pe care nu este o intervenție, din punctul meu de vedere, când zici că cineva nu este natural sau este natural, este când are intervenție chirurgicale, care înseamnă tăituri, lucruri grele, ceea ce nu am. Așa că nu știu și nici nu am. Păi probabil la asta s-a referit Roxana din spusele fetelor, că sunt 5 fete aici care spun același lucru. Da, nu este nicio problemă. Am mai auzit că de mulți ani de zile că mi-am făcut ceva la pomeți, nu mi-am făcut absolut nimic la pomeți, am fost, cum a zis Roxana, mult mai plinuță când am venit în România, când m-am lansat pe piața muzicală, de fapt, știi și tu foarte bine. Înțeles, da, bineînțeles. Și de când am slăbit, și sunt mai definită, asta este, puteți să veniți să puneți mâna pe mine, sunt vasele mele, nu este absolut nimic aici. Dar sunt într-adevăr o femeie care are se îngrijește probabil. Ea, da, sigur. Fac într-adevăr tratamente faciale, diverse tratamente pentru activarea colagenului. Mă rog. Dar și dacă îți făceai ceva, nu era nicio problemă. Da, am și gene foarte doar bune. Că noi avem o problemă cu Roxana că are recidivat. Nu stai un pic, mine, întotdeauna o problemă. Că are recidivat când nu e camera. Nu știu dacă s-a filmat faza asta, uite, sunt foarte curioasă, nu mai se s-a filmat, Cristina? Dacă s-a filmat, atunci Cristina, nu mai contează. Cristina, dar te rog frumos, explică-ne din nou ce-am spus eu, exact. Dar nu înțeleg de ce, era o discuție da, cumva amuzantă. Chiar a fost și Roxana a spus treaba asta, e clar că nu s-a referit la păr, dar n-a zis-o rău, adică nu înțeleg de ce nu și-o asumă. Exact, asta e problema. Adică faza amuzantă la adică nu e, eu sunt naturală, ea nu e chiar așa, dar n-a fost o răutate din aia crasă, adică chiar nu mi s-ar părea nimic. Stați un pic, eu nici n-aveam de unde să știu, Sonia a fost și plecată mult timp. Eu știu la ce vă referiți de unde voi să și s-a știu discutat, care sau nu are operații estetice. Vorbesc serios și nici m-ar deranja până la urmă, că fiecare femeie face ce vrea cu corpul și cu fața ei. Cred că cumva se referau la o reacție alergică pe care Xonia a avut-o la un moment dat, despre care asta a și vorbit. Asta vreau să zic. Da, foarte mulți anul trecut m-au criticat când eu treceam printr-o perioadă foarte grea în viața mea. Am probleme de sănătate, am avut o problemă medicală anul trecut și am avut într-adevăr
reacție adversă la un medicament pe care am fost foarte umflată la față. Acum, asta n-a fost singurul efect advers, am avut multe altele, dar asta a fost cel mai vizibil, ca să vizibil, zic așa. Dar da, acum ești bine, Xonia, asta e important. Mai bine acum și mă bucur foarte mult să fiu aici alături de voi și mult mai sănătoasă decât am fost anul trecut. Iar telespectatorii cu sigur vor trage concluzii, Hai să vorbim și despre ținută. Roxana, place că te uiți în altă parte, să mă ia așa prin surprindere. Arată foarte bine, Xonia, am spus și pe coridor. Îmi place, arăți extraordinar de bine la corp, iar în colanții ăștia se văd și picioarele și fundul foarte, foarte bine. Pentru tine. Pentru mine special. Deci vezi, ea nu s-a supărat, a înțeles. Nu. Și nu mă refeream neapărat la ceva anume. E ok, bine că s-a înțeles. Îmi place foarte mult... bluza, corsetul, nu știu exact ce e. Ai... Da, e o bluziță și este un corset. Da, foarte mult îmi place. Și geanta îmi place foarte mult. Nu știu dacă aș fi pus pantofii... Aia mi se pare puțin cam mult, adică cu colantul. Aș fi pus un pantof simplu, eu. Okay. Dar în rest îmi place, arăți foarte, foarte bine. Mulțumesc, Roxana. Cristina? N-aș fi pus partea de sus neagră. Oh, Doamne! Parte de culoare... Da, nu știu, altceva. Colanții sau? Da, îmi plac colanții și îmi place cum îi vin, sunt foarte sexoși și așa, mai ales în față. Am și ocazie să le port. Da. Le-am de mulți ani de zile în garderoba mea și n-am apucat să le port și acum a fost o ocazie momentul perfectă. Da, da. De ce îți place, Cristina? Da, atât că aș fi ales altă culoare în partea de sus. Mulțumesc. Aflăm ce spun jurații, Xonia în fața lor, te rog. Bună, Xonia. Bună. Bine, stai că m-am încurcat, vreau să spun mai multe lucruri deodată. Dacă ați venit să învățați câte ceva de la această emisiune, da. Încercați să și învățați ceva de la această emisiune, pentru că greșelile pe care le-ați detectat la această ținută sunt cele mai mici pe care le are această ținută. Deci mi-aș dori mult, în momentul în care veți părăsi Bravo Style, câștigătoare sau nu, să plecați cu ceva... un minim de cunoștințe acumulate. Absolut. Problemele sunt infinite pe problemele pe care le reprezintă această ținută. Una care n-ar fi singura care n-ar fi o problemă ar fi faptul că ți este divin. Deci arată totul pe tine turnat pentru că ai un corp superb, tu ești frumoasă, deci asta este plusul. Minusurile sunt toate. Bune. Cămașa ar fi frumoasă, n-are nicio legătură cu acest tip de colanți. Pantofii sunt nu cam perete a vieții. Deci, nu că nu merg cu colanții, nu că ai fi pus pantofi negri, că asta ți-e problema, că au două ținte pe ei. Care legătura între cercei și pantofi? Care legătura între pantofi și claci? Care legătura între pantofi și brâu acela foarte frumos pe care îl știu? Care legătura între brâu, ai pus și bustieră și cercei? Care legătura între orice cu orice, Doamne? Plus că este a nu știu câte zi în care vin colanți. Ori mă înșel eu. Ieri n-ai fost tot în colanți? Nu am avut colanți. Am avut pereche de pantaloni scurți și am avut o altă pereche de pantaloni. Și în prima zi în care ai intrat ai avut colanți 3 sferturi. Deci ai luat-o pe lungimi. Ca să okay, zic așa. Ok, da, să zicem, da. Sonia, e multă muncă. Dacă ținută e făcută de tine sau de un stilist, e norocire, cap-coadă, e un șir de greșeli. Repet, însă tu ești super. Mulțumesc. O să nu mai port colanți la următoarea. Nu că poartă câți vrei colanți vrei tu, dar poartă corect accesorizat. Ok. Din punctul de vedere al unui bărbat, acești colanți satisfac maxim pentru că musculatura este tot timpul la vedere și atunci asta este bine. Deci colantul, am glumit, bineînțeles, este horror. Este, știi, există un muzeu care se mută în toate colțurile Americii. Am înțeles că a venit și în Europa. Eu am avut șansa, pentru că e o șansă să-l vezi la Vegas, exact cu musculatura oamenilor, cu oameni vii. Ei, așa arată, din punctul meu de vedere, a fost un șoc când am văzut acel muzeu, așa cum văd și acum, se cheamă nu știu cum, human nu știu cum, nu-mi plac deloc colanții, human body, nu-mi plac deloc colanții, deci mă trimite cu, deși ți-am spus, musculatura e la vedere, da. Ca să fac o glumiță, pantofii sunt urâți, ți s-a spus, Raluca, nu se potrivesc cu nimic, în afara faptului. De accesorii nici nu mai vorbim, în afara faptului că tu
ai reușit să faci așa un oval al feței perfect și frumos și o coafură perfectă. Să sperăm că înveți ceva, pentru că până acum te-am lăsat, ai văzut, ți-am dat doar impulsuri ca să mergi. Astăzi te apreciez. Astăzi am mers la risc cu șoc, dar am dat-o în bară. Un risc mare pe care bănuiesc că ți l-ai asumat împreună cu stilista ta. Da. Atenție mare. Mulțumesc. Deci și tu ai o stilistă. Asta vreau să trebuie. Da, eu mă sfătuiesc, da. Dar tu ai înțeles ce am spus? Am înțeles. Da. Colanții ăștia, în general, trebuie să-i porți în picioare cu ceva nude. Ok. Nude, în niciun caz negru. Uh-huh. Ca să creezi o senzație de tobogan. Ele. Claciu este, a spus cineva, una dintre fete că îi place claciu, cred că Roxana Nemes. E groaznic. Și a pus ochelari. De ce ți-ai pus, dragă, ochelarii? E dintre cele că acum chiar voiam să te iau, te lasem în colimator. Am văzut că nu mai e la modă să fii naturală și mi-am pus să nu se mai vadă că sunt naturală, că e o problemă. Da, deci... Asta a înțeles, Roxana Nemes. Asta a înțeles, Roxana Nemes. Luați-vă cu salvarea, vă rog eu mult. S-a spus ce era de spus. Claciu în mâna cealaltă. Claciu în mâna cealaltă, Roxania. Roxania. E doar de mine? Să-l vadă și cei de acasă. Pentru că să pentru că cei de acasă cred că sunt fierți pe claciu ăla. Păi s-a spus ce era de spus. Păi da, cred că vor să-și ia. Cine? Vor să-și ia cei de acasă. Și-au și luat unii dintre ei. Ai să râzi, da. Da. Sonia, astăzi nu, dar te așteptăm la ediția concept. Mă revanșez. Mulțumesc. Pare rău și mie, Sonia. Nu e problemă, nu e problemă. Învățăm. Păi asta da, înseamnă. Că e începutul. Să evoluăm și trebuie să învățăm. E începutul. Dacă bravo, iau lecțiile cum trebuie, nu e problemă. Mulțumesc. Mersi și eu. Chestia este următoarea. A spus cu gura ei că are stilist. Deci fata a fost cinstită, a recunoscut. Că se sfătuiește. Că se sfătuiește cu un stilist. Da. Care o fie la mămică. Nu știu. Care a pus-o să-și pună pantalonii cu mușchi. Care pe mine arătau mai bine, sincer, să fiu asta, ca să nu zic păcus cremeta, că se îmbrăca cu ei. Exact. Mai mă asculti, mă urmărești? Da, dragă, vorbim de vorbit de română. Că de tot spun ce nu-ți convine, că e seacă. Se pare vreo lumina divertismentului sau ce? N-am înțeles. Mi se pare o concurentă altfel. Ce? Altfel cum? Uite așa. Am eu, altfel cum? Nu, are un atu, are un atu. Adevărul e că dacă nu te-ai atu, te-ai luat și așa nu se vede pe să vorbească. Uite așa stă pe scaun, își ia poziții de-astea mișto, picioare. Și ce mai mișto că stă așa unul, ca zici că este aia, dândale mare, ca, cum îi spune?